A fost arestat militarul american bănuit că a publicat pe internet documente secrete ale Pentagonului. Tânărul are 21 de ani și face parte din Garda Națională Aeriană. Despre Jack Teixeira se crede că ar fi fotografiat și scurs online informații clasificate ale Pentagonului extrem de sensibile. Pentagonul nu a confirmat însă arestarea. Generalul Patrick Ryder, secretar de presă al Pentagonului, a refuzat să răspundă la întrebări, spunând că există o anchetă în curs de desfășurare și a trimis reporterii la Departamentul de Justiție. First of all, we are aware of the press reports regarding a potential suspect in the Department of Justice's ongoing investigation into unauthorized disclosures of documents appearing to emanate from throughout the intelligence community. Because this is an ongoing criminal investigation, I will have to refer you to the DOJ for any questions. This is a law enforcement matter, and it would be inappropriate for me or any other DOD official to comment at this time. And certainly when we have more to provide from the Department of Defense, we will.